Scandal sângeros în Vâlcea și scene de o violență rară surprinse în județul vecin. Un scandal sângeros a izbucnit într-un bar din comuna Racovița, iar doi bărbați, tată și fiu, au fost snopiți în bătaie de mai mulți indivizi. Scenele șocante au fost filmate de martorii șocați de violența extremă care se petrecea chiar sub ochii lor. Indivizii care i-au transformat pe cei doi bărbați în saci de box sunt cunoscuți cu antecedente penale și cu un comportament violent. Doi dintre cei trei agresori implicați în scandal au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt cercetați penal pentru violențe într-un local public. În urma cercetărilor efectuate s-a reținut că în data de 8 iunie, în jurul orei 19:20, trei tineri din comuna Racovița, județul Vâlcea, ar fi lovit cu pumnii și picioarele două persoane de sex masculin, tată și fiu de 50 și respectiv 27 de ani, cei din tâi neîntrerupând violențele în pofida intervenției și a insistențelor martorilor. Din declarațiile martorilor a reieșit că agresorii nu ar fi la prima abatere de acest gen, iar acțiunile acestora au creat o puternică stare de temere și nesiguranță, a transmis IPJ Vâlcea. Cei doi vor ajunge în fața magistraților cu propunerea de arestare preventivă. În ceea ce îl privește pe cel de-al treilea agresor, un tânăr de 17 ani, va fi cercetat în libertate pentru comiterea acelorași infracțiuni.